România s-a calificat în semifinalele campionatului european de handbal feminin Under-19 pe care îl găzduiește la Pitești și Mioveni. Tricolorele au obținut calificarea grație victoriei de miercuri cu Elveția, scor 41-36. Principalele marcatoare pentru naționala României au fost Lixandroiu cu 10 goluri și Boiciuc cu 8 reușite. În urma rezultatului, tricolorele adună 4 puncte în grupa 1 și se califică în semifinale alături de liderul Portugalia, care are 6 puncte. În semifinale, România va juca împotriva Ungariei. Meciul va avea loc vineri de la ora 19:45. Pe cealaltă jumătate de tablou joacă Portugalia contra Danemarcei. România merge în semifinale de pe poziția secundă a grupei 1, cu 4 puncte obținute din victoriile contra Suediei și Elveției. Grupa a fost câștigată de către Portugalia cu 3 victorii din tot atâtea posibile. Suedia a reușit să acumuleze 2 puncte, iar Elveția fără punct au fost eliminate. Ungaria, în schimb, a câștigat grupa a doua cu 6 puncte obținute după victoriile contra Danemarcei, Franței și Muntenegrului. Danezele s-au clasat pe locul 2 în ierarhia grupei.